Bună ziua, dragi prieteni din Leu. Haideți să vedem la Leu în dragoste. Pentru perechi, persoana 1, persoana 2 și cei singuri. Haideți să vedem. La perechi. Mai foarte bine la perechi. Mergeți în vizită la familie, așa, o petrecere. Unul dintre parteneri este bolnav, deci mai mult bărbatul, zic eu, că este bolnav. Sau este în conflict cu un dușman. Poate fi serviciu, afacere, da? Arată că poate să fie diferență de vârstă în această pereche, dar orice ar fi, arată bucurie. O să sărbătoriți ceva, veți merge în vizită, v-am spus, veți primi mesaje, comunicarea va fi foarte bună, bucurii, foarte bine în relație la Leu. Persoana 1, să vă gândiți la cineva, da? 1 și 2, dacă aveți, dacă nu. Așa. Persoana 1. Mai are pe cineva, se gândește la o altă persoană sau nu este singură această persoană. Sau ambii aveți căsătorii, de sunteți căsătoriți și dumneavoastră și acea persoană. Vă este frică să nu pierdeți această persoană. Păi eu zic că această persoană va rămâne cu cine este și ori nu vă va mai da tuta atenție, pentru că dumneavoastră stați și vă rugați și așteptați pe această persoană, dar această persoană ca și când îi este frică de ceva de dumneavoastră, nu-i place ceva. Fiți mai moale, mai nu știu, mai altfel. Dar să vă despărțiți? Nu cred că vă despărțiți, nu. Dar deocamdată, dacă sunteți amanți, rămâneți amanți. Rămâneți la fel. Deci situația rămâne așa cum este. Așteptați, vă rugați la ceva schimbare, vă gândiți, dar nu vine acum, vine mai târziu schimbarea. Mai târziu. Așa, persoana 2. Ui, ce supărată e persoana asta. Melancolică. Se gândește la familie. Ui, dar ce probleme are în familie. Mulți dușmani. Are ceartă pentru o avere. Dumneavoastră să nu fiți bolnav, să mergeți la un doctor, sau această persoană să aibă probleme mentale. Nebunie. Cartea asta cu omul care se împușcă mai înseamnă nebunie, că uite, este închisoarea și doctorul, da? Deci mesaje. Mesaje, da, dușmani în această relație, ori că nu mai aveți nimic, de sunteți despărțiți definitiv. Persoana asta are familie sau a plecat la un drum lung cu familia, s-a mutat, nu mai aveți contact, nu mai aveți legătură. Suferiți mult, ambii, suferiți unul după celălalt. Dar ați avut sau aveți foarte mulți dușmani în această relație. Aici au fost sau sunt interese materiale. Oricum suferiți mult unul după celălalt. Poate că o să mai conversați sau mai conversați, dar nu puteți fi împreună. Atât, toate circumstanțele sunt împotrivă. Nimic, deci nu puteți. Nu vă ajută nimic. Despărțire arată despărțire. De sunteți despărțiți sau vă despărțiți? Dar fără împăcare. Nimic bun. Nu. Rău. Așa. Cei singuri? Uite, căsătorie, wedding. Căsătorie.
Ori vă invită cineva la o nuntă și acolo o să cunoașteți pe cineva, sau vă căsătoriți. Întâlniți o persoană la o petrecere sau pe internet, prin scris, printr-o prietenă întâlniți pe cineva și o să legați o relație și vă veți căsători. Asta să fie, cum să spun eu, până în iarnă, până în sfârșitul octombrie, să spun. Că veți avea această, o bucurie mare. Ori prin intermediul unei prietene, a părinților, poate fi iarăși în familie, vă văd mult, vă văd în petreceri, vă văd cu prieteni, că ieșiți, că veniți, dar o să cunoașteți pe cineva și o să faceți căsătorie. În rest, foarte mult cu prietene, cu prieteni, cu persoane multe vă văd. Petreceți. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.